Din punctul de vedere al sănătății, singurul eveniment al săptămânii viitoare este luna plină în Scorpion din ziua de 7 mai. Pe fondul unui tablou astral care nu se modifică în linii mari, deci avem de-a face cu aceleași planete, în aceleași semne zodiacale, în relativ aceleași relații calitative și cantitative, așa cum s-a petrecut în ultimile două săptămâni, acum luna plină introduce elementul de noutate. Ea îi angajează pe cei născuți firește în Scorpion și secundar pe cei născuți în zodia Taurului. Și din punctul de vedere al sănătății, se îndreaptă spre componenta psihică, unde lumea interioară este foarte puternic solicitată, e o activitate intensă, uneori poate fi vorba și de revolte, de revoluții interioare, de trăiri pătimașe, de lipsă de măsură, de nestăpânire sau de oarecare debandadă interioară, pentru că unii dau frâu liber unor regrete, trăiri, dorințe, mânii, supărări, jigniri, își aduc aminte, pun cap la cap niște secvențe de viață și trec și la fapte. Discută, cer explicații, se ceartă, reproșează, suferă, se perpelesc, plâng. Stări de spirit care nu sunt comode, nu sunt nici plăcute, nu sunt nici foarte elegante, nu sunt nici foarte constructive, dar de care nu se pot detașa și pe care nu le pot împiedica să se manifeste. Mai intens resimțite vor fi toate aceste convulsii la nivelul celor tineri și cu cât înaintăm în vârstă vom da peste nativi care vor fi mai reticenți. Experiența le va sugera faptul că exagerează sau că trebuie să privească lucrurile cu obiectivitate, că trebuie să se calmeze, ori pur și simplu au deja o ierarhie a valorilor și priorităților existențiale atât de bine trasată încât acest tranzit nu este suficient de puternic să-i destabilizeze. În principal este vorba de o influență exercitată asupra aparatului urinar, renal, genital, asupra sistemului endocrin. Secundar poate fi vorba de glanda tiroidă și glandele paratiroide, de fiziologia organelor localizate în zona anatomică cuprinsă între maxilarul inferior și claviculă, zona gâtului și a cefei fiind puternic influențate. De aici risc de nevralgii, de dureri, de disfuncții, de ceea ce se zice în popor cu un termen evident, nemedical, dar foarte explicit, să le înțepenească gâtul, adică tot felul de stări organice care vorbesc despre anchiloză, poate fi vorba și de răceală, curent de aer care lucrează negativ asupra nervilor din zonă sau asupra musculaturii, dar poate fi vorba și de o acutizare a unei crize de spondiloză cervicală. Nici cu dantura nu putem spune că cei născuți, mai ales în zodia Taurului, stau foarte bine pentru că acest tranzit scoate la iveală sau accentuează latura șubredă din organism și în special predispoziția de a face infecții, implicit inflamații, de a se amplifica ecoul la nivelul sistemului imunitar al oricărui alt dezechilibru din altă zonă anatomică decât cea citată adineauri. Aceste momente astrale pot influența în chip neplăcut și circulația periferică, sistemul vascular, regimul venos și fiziologia sistemului nervos central. Întreaga săptămână avem de-a face cu niște elemente care pe fond ar trebui să funcționeze bine, dar care sunt estompate de această lună plină în Scorpion. Este vorba de relația armonică în continuare între planeta Venus și Marte. Această pereche este considerată o pereche a planetelor personale și este foarte activă în planul sănătății, mai puțin în plan psihic. Relația armonică pe care acestea o realizează privesc mai ales viața intelectuală, activitatea mentală, procesele logice, mecanismele raționale, procesele interioare care presupun sinteza ideilor și cunoștințelor, exprimarea lor pe cale verbală, oralitatea, capacitatea de a vorbi în fața publicului, de a susține dispute sau de a apăra cauze, ori de a se afirma într-un mediu științific. Este un moment al fanteziei, al imaginației, al curajului, al celor tineri care își găsesc acum un culoar de exprimare într-un mediu profesional propice.